La Neața cu Răzvan și băiatul cu pasta de dinți, Ecaterina și Dimitri, vă rog să luați un loc, așa ne bucurăm. Bună dimineața! S-au rezolvat lucrurile. Bezele. Salut! Da. Eu aș fi zis din prima că, că ce? Așa se va întâmpla. De unde ai simțit? Am prevestit. Ia uzi. Păi, ne-am dat seama că oricât mai cauți, Dima, tot... Ai văzut? N-ai cum să găsești ceva mai bun. Adică... Așa ai zis după fața mea, nu? Da. Ne-am dat seama de când ați intrat că sunteți din nou împreună, după fericirea din ochii ei și tristețea din ai tăi. Da. Ea e și leoaică, să știți. Deci, practic, nu știu dacă te-ai prins până acum, dar relația se încheie și reîncepe de câte ori vrea ea. Uite că eu nu știam asta despre Leoa. Cred că tu ai ceva mai multă experiență. Aha, mamă. Poți să scrii o carte despre asta. Deci, asta e. Se bate ochiul stând. Ce ți se bate? Bun. Noi am citit într-o aplicație Buzzy. Ce? Dar, cum? Într-o aplicație Buzzy. Am citit că, practic, eu sunt in și el e young. Ce? Eu sunt in wood și el e in river. Și zicea că el e râul lângă care eu... cresc. Ok. Eu sunt o floare. Vreau să fim împreună, e lângă, menit să fim împreună. Iar floarea e perfectă, ci că lângă râul in water și eu sunt in wood. E ceva foarte complicat. Da, să ne dai și nouă aplicația asta. Și am zis, dacă scrie în această aplicație, am zis... Deci ai o aplicație care zice tâmpenile astea? Se numește Buzzy, dacă vrei, îți fac și ție. E o aplicație care îi zice da, să Buzzy. Fii din nou împreună. Intri pe Google. Da, mă, lasă okay. Că mă descurc eu cu... Cum se scrie? Da, Buzzy. Le facem ăsta la reclamă, dar... Dar știi că nu știu dacă ți-o găsește în aplicație, o găsești doar pe Google. Acolo îți scrii data de naștere, la ce oră te-ai născut neapărat, altfel nu o să știe aplicația respectivă, da. O să-ți spună toate detaliile despre viața ta. Și acolo okay. O să vezi. O să vezi în primul și rând dacă doar, ești... doar astăzi, dacă ți-adun anul nașterii cu vârsta, îți dă ziua... Da. Dacă ți-aduni anul nașterii... Da. La vârstă. Vârsta ta, dar doar astăzi. Doar este. Astăzi îți dă, îți dă anul în care suntem. Da. Serios? Da. Da. Eu zic fără calcule de dimineață, e ok. Lasă așa. Nu cred. Deci la deci, deci doar în ce an ești născută? Până la ora 10 sau ceva. Da. 1987. Da. Bun, și dacă ți anun vârsta? Da. Îți dă exact anul în care sunt. 87 cu 31. Ce îmi pare rău că s-a încheiat asta cu ucenica, acum îmi pare rău. Ți-a ales-o? Da! No! Bă, da! Nu mai dai o șansă, nu fi... Deci, bă, deschide! Michi! 1980. Deschide din nou calculatorul. Calculați, da. Calculați. Facem contestațiile. Să vină la mărire, Caterine. 87. Așa. 31, dă... Vârsta ta dă exact... Dar nu merge decât azi. Dar până la 10. Calculul. Deci 1987. Haide să lasă 1987 cu 31. 2000. Cât trebuie să fie? 18. 18. Și vezi că ai ieșit? Și mergi și cu ala-i. Vârsta. Uite, noi suntem în 80. Ala-i. Da, amândoi. Și da, amândoi avem 38 de ani. 38 de ani. 1980 cu 38. Da, voi tu vezi până la 10 dă 2018. Da, dar nu numai astăzi. Dă tot timpul. Ia, uită-te la mine, râd sau plâng, că nu-mi dau seama. Știi care e problema? Dani, știi care e problema? Cum adică tot timp? Păi tot timpul, de exemplu la anul, da? La anul 2019, da? Da. Cu 32, nu, anul meu cu 32 o să dea, practic, 2019. Să și tot așa. Puneți-mă aplicația. Dar să nu uită. Zi-mă cum îi zice aplicația. Aplicația pe Google, da? Buzzy. Buzzy. Da, Buzzy. Ia să văd. Sau Buzzy, Buzzy. Deci pe Google. Aha! Ne-am curentat, sigur te-ai împăcat cu el. Da, da, sigur, știi okay. Că știu și leu. Haideți să revenim. Așa, Dima, până ei pună... Eu nu cred în din asta oricum. A scris bazin, nu bazin. Nu crezi nici tu. Și dai bazi, da? Voi mergeți împreună la evenimente. Bun, pe semnificația așa, calculator bazi. Deci avem aici calculator bazi, da? Magia universului, da? Da, mă, mică, da. Așa, bun, dai click. Ce se poate întâmpla rău? Așa. Ce se mai poate întâmpla? Ia vezi. Și avem aici potrivim. Ore, ziua, lună, anul, da? Da. Le scrieți. Și în momentul în care vreți să faceți pasul spre
Ceva mai serios, gen. E un singur okay. Ce să fac? Uitați dacă vă potriviți. Să calculez eu mie. Da, deci uite, dacă mă potrivesc cu Dănuț, dar lasă-mă în pace. Așa, și scrie acolo, la ce oră te-ai născut? M-am născut... Știi la ce oră? Dacă nu sunați pe mama lui Răzvan. Nu, între 9, nu, pe la 7, nu. Deci nu știi la ce oră te-ai născut, nu-ți mai aduce aminte. Ba, dacă mă sună tata în ce ziua. Eu știu. 8. Mama știe. Tata știe. Stai mă, stai. Bun. Vam să facem. Stai mă, să văd dacă mă potrivesc cu tine. Așa, nu mă tâmpi. Bun. Ziua? 8. August? 2018. 2000. Hai că era de dimineață. Hai să facem Secret Santa. Hai că e de dimineață. E greu dimineața să ne spui creierul în funcțiune. Să începe motorașul. Stai să calculez. Stai un pic, lasă-mă. Calculează acolo. Foarte bine. Păi și ce? Acum unde calculez? Uite, n-am nici net. Cum n-ai net? Păi n-am că... Cum să n-ai net? Da, zice că sunt câine, bivol, maimuță și maimuță. N-ai cum să fii și câine, și bivol, și maimuță. Prescrie că sunt bivol, și maimuță, și maimuță? Deci tu ai, în primul rând, ai internet pe... ce cu galaxia asta aici? Asta înseamnă că ai internet? N-am internet, că sunt în studio la antena unde ne băim. Haideți să... Hai că-ți fac eu un... Haideți să vedem un reportaj interesant. Interesant. Stai mă, că îmi face... Dar să-i ținem după reportaj să calculez dacă-s maimuță sau nu. Deci sigur. Eu sunt... Eu în zodiacul chinezesc sunt iepuraș. Iar el este bivol de apă. Așa e, când îi spune el, deja el este eviscerat. Nu mai are o personalitate. Da, mă, da să calculeze. Când va zice câine, el. Bivol, maimuță, maimuță. În scurt timp te va prezenta ca fiind al meu. Nu vei mai avea niciun fel de personalitate. Deja Arnă. Sunt, deja sunt. Deja ești? Ești luat deja. Felicitări. Te-a schimbat și în telefon? Cum ai trecut pe Dima în telefon? Dima iPhone. Pentru bă, că... Eu sunt bun ce zice, sunt bun. Iată că tu te pricepi la astrologie chineză. Ăsta Red Tube este tot... Lidia, nu e adevărat. Atâta timp cât emisiunea nu scapă de sub control, suntem bine. Domnilor, am venit cu alte planuri azi la emisiune. Eu nici n-am vrut să prea muncesc, nu mă simt foarte bine. Nu-ți fă griji. Și n-am apucat, căci iată, suntem ocupați cu aplicația care ne spune dacă ne potrivim. Ia. Ce ai aflat? Ia zi-mă. Bun, avem așa. Ia așa, ai trecut toate datele, bun. Deci alesul tău, am înțeles, e Dani pentru totdeauna. Lidia știe? Ok. Da, nu e problemă. Oricum ne știm okay, mai nu, mult ca să nu dezvăluim ceva ce nu ar ști altcineva. Zine dacă ne potrivim. Zine dacă ne potrivim, că îmi vine să-l iau acum asta. Ca caracter? Stai așa. Ce ai văzut acum? Deci, în primul rând, el e in... Da. Nu, tu ești in. Tu ești sunt in. Eu sunt out. Tu ești in. Deci Dani are, în primul rând, semnul in e un pic mai sentimental. Știm. Iar semnul yang e mai puternic. Bre, sunt la fel. Diferă culorile. Adică bun. Ele... Nu, nu sunt la fel. El e in și eu sunt yang. Tu ești yang, el e in. Am înțeles. Așa. Bun. Te pup. Bun. Dar și asta, prin simplu fapt, pentru că tu ești fecioară, da. Ești ai pe tine te predomină, nu știu, o putere... mai mare de determinare, de perfecțiune, de atingerea perfecțiunii, de a clădi lucruri și așa. El este mai... Mai... Odiori. Mai peleg, așa, mai... Blegovici. Mai sensibil, mai, da, mai sentimental. Te văd. Mai... Da. Mai tocmai de asta el o să se și sensoare a doua oară, dar... Cine? Răzvan. Pentru că fetele, femeile... Cu Dani. Nu, nu cu Dani. Nu, nu cu Dani. Nu, nu Dani este ales. Femeile în general, stai că aflu lucruri noi. Da, femeile în general da. Aleg un bărbat mai sensibil, Blegovici. Mai mental, da. Mai atent, mai... Uite-te, uite-te în ochii suferind lui. Suferind ăsta. Mai... Mamă, sufer ăsta. Vrei să vezi mai dacă... pasional, dacă mai... dau un pumn în rinic... Să vezi ce fain plânge Răzvan. Mi s-a închis. Bun, haideți să luăm o scurtă. Băi, nu, lasă-mă. Că lasă tocmai că Răzvan, mă lăudai. N-avem timp. Citește femeie, ia. Mai departe, bun. Zi de ăsta că e nasol și zi de mine că e bine. Deci tu ești 70% metal. Cine? Tu. Păi de la operație. Nu, deci pe tine te atrag lucrurile, nu știu, care au caracter metalic. Da. Ai 11% water ce? Și wood. Faci, wood. Deci tu practic ca ce? Ca wood să... ce? Lemn? Sunt lemn tănase. Nu, 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 wood înseamnă... Eu sunt in wood. Deci voi sunteți la fel, mă, asta vrei să ne spui. Nu, nu spun asta. Sensibil. Stai, mă, că vorbește asta de la Păleni. Bun,
Așa. Bun. După aceea, tu, 43... Păi deci, da, sunt niște certuri acolo, de unde antena. Zici prostile? Wealth. Da. Deci, wealth, tu ai așa, pe wealth... Ai... Bogăție, ia să deci, vedem cine pe wealth, pe bogăție, cine tu, e? În toată viața ta... Ăsta, dă, că eu sunt sărac lipit ești asfaltului. Foarte... Cine, eu? Da, tu. Eu. Despre tine vorbim, da. Răzvan. Zi de mine. Pentru că tu ți-ai pus primul datele, da? Și după aia Dani. După aia spune și lui Dani. Da. Deci, Dani, în comparație cu tine, e mai slab pe wealth. Adică tu toată viața ta... Tu o să fii mai bogat. O să fii mai bogat decât Dani. Adică oricât de tare ar încerca Dani să te depășească în conturi, tu n-a, el n-are cum, înțelegi? N-are cum. De unde e și vorba la Răzvan și Dani? Norocul prostul. Deci uite, vezi aici, da? Tu ai un procent de 43% și din ce înțeleg? Și Dani cât are? 32%. Este da? Cam și diferența salarială între noi, dar nu vor să-mi spună fetele de la HR. Deci, așa, da. Pe web. Zi, mai zi, mamă, că zici așa. Bine. Ia lasă-mă, Elena, un pic. Bun. Zi, că zi de, că, de cap, de creier. Ce folos că o să de mori creier, repede. De power, da? Da. Le output, la output, adică vorbim despre relații. Okay. Da? Ce relații poți să, în comparație cu Dani, da. Eu mai... pe relații, nu știu... De prietenie, da. De afaceri, da. De... A ce fac eu? Așa. Ce? Din păcate, Dani, Răzvan, din nou, are un procent mult mai mare. Te depășește cu un procent de 15%. Poate am și eu ceva. Scrie și în ziare. Dă-i de aici, dă-i acolo, lasă. Poate am și eu ceva. Zi ceva bine și de bun la vârstă. La ce sunt eu mai bun, măcar? Un element, orice. La transit la nasul mai mare. Uite, tu la fel ca și Dima, pe water... Deci el e foarte el atrage foarte multe metale, respectiv metale prețioase, da, presupun argint, aur, așa. N-am avut noroc. Așa. Adică și sunt bun pe water. Eu da. Ți-aș propune mata atrage zboare. Eu ți-aș propune Răzvan, deci da. Toate conturile, toți banii din conturile pe care ai, să cumperi aur, pentru că va crește aurul. Și din ce văd eu, 70% aici tu atragi metale. Deci asta da. Zi-mi ceva la ce sunt bun, te rog, așa. Eu că vreau să de asta săracul. Lasă deci, la amărât. Deci vreau să zic că deci vreau să zic că, Dani, uite, nimic. Deci metale nimic, Dani, da? Deci nimic. Deci ai 3% metale. Investește în apă, mă. Deci o să crească în prețul. Dar nu spun eu lucrurile. Bagă banii în apă, ești deci de bulă. Deci nu spun eu lucrurile. Hai să râzi, dar am luat 24 de paleți. Tocmai. Pe water, uite aici. 43%, pe scrie și în zodia că ai luat apă. Deci pe water. Nu, că hai, Răzvane, lasă-mă în pace, Eleno. Dragii mei, pe pauză. La ce e asta cu 1%? Pe pauză, această... Eu am 65% și el la... Mama Omida noastră ne va face un profil și va vedea. Tu ai 1%, eu am 65% la... Da, deci tu în comparație cu... Deci dacă luăm așa în comparație cu Dani... Da. Da, ești mult mai bine. Mult mai păi normal că sunteți în aceeași zodie. Dar nu vrem să-l întristăm de dimineață. Da. Dani, tu o să ai noroc în altceva. În apă. O să am noroc în apă. Dacă vrei să proiectezi, de exemplu, o stație spațială sau ceva. Da. Și mai vreau să spun ceva. Ce mai vrei să spui? Mai vreau să spun că următorii tăi ani... Cine, eu sau el? Tu! Eu. Următorii tăi ani o să fie anii de prosperitate. Du-te în sfârșit! Auzi, Paule, că-ți dă aia 20 de lei înapoi după atâția ani. Doamne ajută! Nu știam de ce el o duce atât de bine cu banii. Are cam de la fiecare dintre noi luați câte 10, câte 20 de lei. Dar iată, în anii următori o să ni ranturneze. Asta e. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză. Să stai factura aia să-mi dai banii. Așa scrie, deci uite-te. Că mă sună tata, că el chiar crede că am să dau bani la oameni. Chiar ai. Uite, Paul, cum se freacă. I-am dat, mă, bă, ți-am dat, mă, banii sau nu ți-am dat? Ți-am dat târziu. Da, ți-am dat. Da. Ia, uite, mă. Ei sunt în aceeași zodie. S-a simțit cum se susțin. Nu e adevărat. Se susțin unul pe celălalt. Da, diferă. El e născut în 8, eu sunt în 14. Da. Și diferă. Bun. Diferă. Dima, condoleanțe pentru... Să sunteți din nou împreună și între băieți ce se urează. Și haideți să ne vedem pe o scurtă pauză. Ce? Cum? Dima, un tip... Hai, concentrează-te un pic. Ce-am zis? Așa, ce mai scrie? Scrie că următorii tăi ani ai tăi, Răzvan, sunt 10 years of luck. Păi lasă-mă pe mine, zi și de amărâtul ăsta. Pe pauză îmi va da veștile proaste. Luăm pauză, ne vedem imediat.